jos, hai! Hai, lasă muzica! El dă drumul la muzică! Băi, tu știi că ne grăbim, hai! Hai, 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 hai! Hai pe aici! Prezint cu bucurie din Muzeul Național al Literaturii Române. Astăzi, pentru că iată a trecut. Când vremea nu-i prietenă. Bună seara, dragilor, și la mulți ani! E prima dată când ne întâlnim pe acest an și pentru că ieri a fost ziua lui Eminescu și ziua culturii, m-am gândit să începem acest an cu omagierea unui om de o cultură și de un talent ieșit din comun. Eu zic că un om... Detalia lui nu avem în teatru, cel puțin. Eu nu cunosc un om care să fi fost strălucit în atâtea domenii ale teatrului. Că și film. Adică el n-a fost doar actor de teatru sau actor de teatru și film. A făcut și una și alta excelent, dar a fost și regizor, a fost și profesor, a fost deschizător de drum la Târgu Mureș, unde, deși în România, nu exista decât teatru maghiar. La Târgu Mureș, da. Și atunci Constantin Codrescu a plecat de la Teatru Notara direct la Târgu Mureș. De la mic. Da. Și... am ființat acolo nu numai un teatru în limba română, ci și Institutul de Teatru și a fost profesor an de-a rândul. Eu cunosc doi actori care au fost elevii, studenții dânsului, au fost colegi cu mine la Școala Populară de Artă și mi-au spus ce profesor uluitor era. Normal, un om care... cunoștea psihologia fiecărui personaj la cele mai fine nuanțe, putea să înțeleagă și doleanțele studenților și posibilitățile lor și așa mai departe, astfel încât relația profesor-student a fost excelentă, una excelentă. Pe urmă, te rog să spui că de acolo a mers și în alte orașe și am ființat, cum să spun, un
un centru, pot să zic, devenea centru cultural orașul în care era Constantin Codrescu. Pentru început, am uitat să vă prezint invitatul meu de astă seară, așa, nostalgia care m-a cuprins, că eu am ascultat teatru radiofonic în special, da? Cine e de vârsta mea este copleșit de câte spectacole s-au dat la radio și s-au reluat ani de zile, inclusiv după 89, în care Constantin Codrescu era eroul principal. Și chiar dacă avea rol de iubit, chiar dacă avea rol de ticălos, chiar dacă avea rol de, un judecător corupt sau ce știu eu, alte roluri din astea, el era la fel de cuceritor prin vocea lui extraordinară. Eu sunt foarte sensibilă la voce și cred că toată lumea e sensibilă la voce. O voce ca a lui te cucerea doar bună ziua dacă dădea, erai uluit. Asta vreau să te întreb, tu ești foarte tânăr, cum l-ai cunoscut și cum ați devenit așa de prieteni, pentru că am mai vorbit despre Constantin și știu că ați fost în ultimii ani ai vieții dânsului foarte apropiați. În primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație și îmi pare rău că suntem la o comemorare, pentru că acest titan, acest uriaș, tocmai s-a stins acum 2 luni de zile și încă nu-mi vine să cred, pentru că, într-un fel, pentru mine, el încă din timpul vieții trecuse în legenda, aș putea spune. Era o fărâmă de legendă care ne îngăduia. Chiar la pe ultimul drum am avut o stare copleșitoare de parcă în toată smerenia și știu eu... Tristețea și simplitatea în care pe care l-am dus acest ultim drum, parcă pe masă stătea un voievod sau stătea un patriar bizantin, pentru că și-a păstrat, și asta se vede pe chipul oamenilor până la sfârșit, bunătatea și înțelepciunea și smerenia. Era un cuvânt care îi plăcea foarte mult. Smerenia. Și într-adevăr nu am avut putere să țin acest cuvânt, dar el era un om de-a dreptul uriaș, copleșitor, dar în același timp se smerea încercând să coboare printre cei care erau în jurul lui din iubire pentru ei, pentru noi. Deși el era copleșitor ca om în gesturi, în ceea ce spunea, cât de banal. Și mai ales în ceea ce povestea și modul în care își spunea ideile atunci când era provocat, să spunem așa. Da. Cum l-am cunoscut în 2017, intenționam să fac un număr de revistă, în proiectul pe care îl derulam atunci, un număr de revistă dedicat teatrului și filmului. Mă rog, ăsta era planul, câte un număr să fie concentrat pe câte un aspect al culturii. Și m-am gândit ca teatrul și filmul să fie reprezentate de acest uriaș creator care a fost Constantin Codrescu. Întâmplător, în primăvara respectivă am fost căutat, așa, ca din întâmplare, aș spune, de un... Deși se zice că nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător, de un fost student de al lui de la Târgu Mureș, mă rog, în legătură, tot vorbisem noi să ne vedem și a fost moment și zic că am și o rugăminte, aș vrea să-l cunosc pe Constantin Codrescu. A vorbit și în 2 săptămâni eram la Constantin Codrescu în ceea ce numea el Raiul de la Germănești, de la Snagov. Și de atunci am, cam viață, știți, dragostea, credința, nu se pot explica. Sigur. Nu pot explica. Ele vin. Nu sunt motivate, nu sunt justificate și am avut de când am vorbit la telefon prima dată și până ultima dată,
când iarăși s-ar spune că m-a sunat întâmplător, cu două săptămâni înainte să plece, și din greșeală, cum a spus una lui, că m-a sunat din greșeală și mă ruga să-l scuz, și bine a făcut, era chiar în ziua de Sfântul Dumitru. Între noi a fost o frumoasă, îndrăznesc să spun, prietenie, o îngăduință a mea pe lângă el și dincolo, și asta uman, dar am profitat, aș putea spune, foarte mult să-l caut, să-l ispitesc, să vorbească și despre, nu doar din punctul de vedere al amintirilor, despre viața lui și despre profesia lui, dar și mai tehnic, despre cum era ca profesor, cum trebuie să fie un profesor, cum trebuie să regizeze, de unde să înceapă lucruri cu un actor. Și asta îi făcea o mare plăcere, pentru că el după 90 a încercat să se întoarcă în București și a fost respins pe linie la Institutul de Teatru de către Victor Ebenciu, care era rector. Respins, mă rog, într-un mod elegant, n-am să-ți dau. N-am de unde. N-am de unde. Și în teatrele bucureștene, mă rog, marele moment de amărăciune a fost la începutul anilor 2000 la Teatrul Național, când voia să pun o piesă și, mă rog, profitându-se de bunăvirea partenerului de scenă, repetițiile s-au suspendat, piesa a fost scoasă cu totul și, mă rog, nici măcar nu a fost anunțat. Adică o amânare care n-a mai sinerie. Și în tot ce spunea era oarecare amărăciune. E, cred și eu. O oarecare amărăciune, dar în același timp o intoleranță, aș putea spune, precum a unui copil în fața răului lumii. Exact. Răul lumii îl deranja de parcă l-ai fi ciupit, de parcă l-ai fi lovit. Era un om extraordinar de sensibil. Extraordinar de sensibil. Normal. Și un artist mare nu poate fi decât uriaș, foarte sensibil. Da. Și ce ar mai fi de spus, spuneați de teatru radiofonic, a fost expresia teatrală, aș spune, pe care el a reușit să o ducă până la capăt, până în l-am ascultat mereu. O 2019, cred, la o premieră cu un spectacol de teatru radiofonic, Rugul aprins la Mănăstirea în Timp, și totuși a avut și în radio a avut o mare durere, anume că doar la radio a reușit să realizeze Regele Lir, care a fi fost în coronarea carierii lui. O secundă. Ne face semn, da. Cătălin, că poate să ne dea... Ni se spune că invitatul tău nu a fost practic și corect, așa este. Prezentat. Da. Ștefan Paraschiv. Eu știu că am început târziu și m-am grăbit. Ștefan Paraschiv este cu atât mai de laudă că s-a apropiat de un mare creator de teatru, încât E chiar uluitor că un om cu pregătire serioasă în domeniul dreptului, are și doctorat, mi s-a spus. E în facere, da. Deci, doctorand, așa, este atât de copleșit de această personalitate puternică a lui Constantin Codrescu și a încercat să îi ușureze ultimii ani cu această prietenie, pentru că, din câte îmi spui, Constantin era lovit din mai multe direcții, s-a retras la Germănești Snagov și aproape că a închis poarta, da? Nu închidea nimănui, sigur. Nu, n-a închis-o, dar ceilalți l-au făcut să se ducă dincolo de poartă. E adevărat. Și, iar tu ai deschis această poartă. Aș spune că da, da, și mă laud. E un titlu de glorie, să spun așa, pentru mine personal. Faptul că această revistă și poate ultima... Hai să o arătăm. Da, mie mi-a plăcut, am citit-o
din scoarță în scoarță. Este, da? Rulează și pe fundal, pe da. Monitorul din spate. Da, cred că este chiar evenimentul de lansare. Mai da. Sus un pic, Lidia. Așa, e ok. Da, cred că a fost ultima dată, din păcate, când a urcat pe o scenă, este vorba de scena, despre scena teatrului, actualii săli teatrelii din Piața La Povarii, unde a fost omagiat și unde poate a avut ultimul recital de poezie, să spun așa. Este și a fost momentul când după mult timp urcase pe scenă. Da. Revista asta este rodul acestei prietenii, este Revista se numește Manifest Românește. Manifest Românește și revista toată este numai despre Constantin Codrescu. Dosarul revistei este închinat lui Constantin Codrescu. Excelent. Cu aceeași ocazie a fost lansat și acest disc de recitări din Nichita Stănescu al lui Constantin Codrescu. Un poet inedit pentru el sau pentru stilul lui de a recita, dar spus cu totul minunat. Cum făcea el tot. Cum făcea el tot, exact. Și într-un fel atunci a și închis și a închis, să spunem rotund, cariera, dacă aș putea spune așa, pentru că a recitat chiar poezia lui Victor Eftimiu, Cântecul Milei, cu care a și intrat la conservator. Pe care o vedem acum. Acum, da. Poezia, o să ascultăm. Spunem că este de pe canalul de YouTube al lui Ștefan Paraschiv, poate fi urmărit și ulterior. Dacă cine... Poezia cu care el a intrat la conservator în 1947. Ok. O să lăsăm chiar așa, se vadă canalul de YouTube. Sunt 4 săptămâni de când s-au întâlnit și s-au iubit. Și eu, care credeam că va surâde toată viața numai mie, o suferință grea, un nor negru s-a șternut peste inima pustie. Mă împliticesc, mă înclin. Afară ca de noapte, o noapte plină de stelările lui Ianuar, albastru clar de argint peste zăpezile abia lăsate. Un om bătrân, ducând din greu sarcină de lemn, trecă pe lângă mine și un câine istovit. Mi-e sufletul fără-ndoială greu rănit, în frunt zăpada, gerul nopții dușmănos, și mă gândesc ce mult mi-e dat să sufer eu pe lume. Și la cuvântul suferință, care poate e singurul cuvânt ce te mai face clipă să te gândești la alții, asociez durerii mele toate îndurerarea celor ce se zbuciumă în noaptea asta și în fiecare zi și noapte din orizont, în orizont.
încet, încet, primind încet să-mi treacă toate străbunile dureri mult mai adânci decât a mea, căci ce-i durerea mea în fața dinților care scrâșnesc, a oaselor care trosnesc, a trupurilor ce se zghircesc de fric și foame, a gurilor ce blestemă pe om și creator. În iarna asta plină de durerea tuturor. Sunt brațe ce se macină în roți ca ine și sunt mineri ce mor în adâncul de mine, înlușiți de fum și de miasmele de sus. Lucrător ce cad din vârf de schele, pe marea zbuciumată sunt pescari în luptă cu vântul și adâncurile mării. În porturi sunt femei și sunt copii ce duc poveri mai grele decât ei. Sunt visători bolnavi în tristele mansarde ce plâng în fața focului ce nu mai arde, și fete tinere ce cos cu degete istovite, moșneci bătuți și babi chinuite și cai bătrâni ce alunecă și mor cu ochii blânzi și cerșători mâncați de lup și lup flămânți. Și atâtea mii de milioane ce scâncesc în graiul lor că nu-și pot spune suferința tuturor. Din ceasul nopții până în amurgul zilei, pământul tot e plin de cântecuri imens al milii. Ce suferința ta în fața suferinților, petalele de roză date altuia, te dor și nu te dor cu numile de spinde care spline pământește-te grădini, trezește-te, ferește-te de tine, umilește-te și fă durerea ta săracă în fața plânsului universal să tacă, să tacă oarba surda și stupida ta durere, căci gigante cu vieții, mizerie, și o notă comică spre nepăsare nevinții. Durerea ta ar fi rușinea suferinții și ar pângări nețărmuritul in de jale pe milioanelor de haide sublime și enorme și totale. Este întotdeauna o bucurie să-i ascultăm glasul și, din fericire, și pe internet se pot găsi anumite piese de teatru, și da? radiofonice și filme. În plus, în ultimii ani au dat câteva filme în care juca și Constantin Codrescu și deci el va fi întotdeauna cu noi. E adevărat și pentru el, să spunem așa, cred că, cum să spun, lumea este tentată să simplifice. A jucat în Moara Cunoroc. Nu a jucat numai în Moara Cunoroc. Sigur că da, a jucat foarte. Chiar mi-aduc aminte, noi aveam o glumă, așa să spun, între noi, când punea doamna masa și, mă rog, niciodată nu puteai scăpa de la Constantin Codrescu fără masă, ca la un mare boier. Tot așa, mă rog, exagerând eu, molfăind așa, îți dădeam o replică din Bietul Ioanide pe care o avea maestrul, o mămăligă eminentă. Și deam împreună de acel film unde el a jucat fantastic, un personaj ambivalent al unui ecos, ceva, un contramplou, o compoziție. Pe care nu oricine putea să joace. Nu oricine îl putea să joace, dar el îl putea juca, mă rog, cred că nu a avut Dan Pizza viziunea la momentul respectiv, putea să-l joace chiar pe Ioanide. Chiar pe Ioanide. Mie nu mi-a plăcut deloc Pacea.
Partea nu era potrivit. Da, a fost un experiment. Un experiment nereușit, după părerea mea. Nereușit. Reușise efortul Eugen Barbu, din punctul meu de vedere, să condenseze două romane. Exact. Dar scenariul a fost bun, dar... Aici, într-adevăr, nu știu de ce l-a ales pe Pacea. În primul rând că Pacea, mie, ca privitor, nu-mi transmitea acea forță a personajului și acea intuiție artistică. Da. Chiar dacă el era pictor, în pictură e treaba lui ce face, dar figura lui nu era de artist șlefuit pe dinăuntru. Da. Poate asta a avut, poate nu, nu dau seama. Dar că era făcut din ciment. Inert, da, destul de inert. Nu transmitea emoție, în niciun caz. Ori Ioanide trebuia să ne cucerească pe toți exact cum făcea Constantin. Da. Deci, asta e. Asta a făcut asta. Și, sigur, îmi pare bine că în ultimul timp, chiar acum un an, imediat înainte, să avem acea convorbire tot la dumneavoastră la emisiune, a fost decorat de președintele României la o inițiativă a noastră, a celor de la revistă, care am visat vreo 3 ani de zile miniștrii culturii care s-au tot rostogolit și într-un final, pentru că un român de etnie ungurească era la momentul respectiv secretar de stat în Ministerul Culturii și era și actor, Demeter Andraș, el l-a convins pe Ministrul Culturii de atunci să înainteze către președinte propunerea și eu unuia îi rămân recunoscător acestui actor. Iată, a trebuit să fie... Da, un român de etnie ungurească, sigur, a trebuit să fie acolo ca să fie decorat. Ionu, pentru că i-am spus că ne vedem și vorbim despre Constantin Codrescu, citea într-o carte a lui Patapievici tristețea lui Patapievici că la omagierea, la vinirea a 80 de ani a lui Pintilie n-a fost mai nimeni. Eu i-am zis că eu am fost la sărbătorirea lui Constantin la 80 de ani, a fost undeva lângă Muzeul de Istorie, într-o cameră foarte mică, pentru că eram foarte puțin. Foarte puțin. Și atunci m-am bucurat foarte mult că i-am mulțumit pentru minunatele seri în care l-am ascultat la radio și datorită teatrului radiofonic, noi, cei de la țară, ne-am format sufletul. Vedeți, e interesant, la 80 de ani, la 80 și... 7, când l-am sărbătorit noi, sala respectivă era plină. Era plină de tineri. Bravo! Dar am avut și nu pot să nu recunosc. V-ați implicat voi și sigur, atunci... Nu, dar problema a fost alta. Problema că au venit juriști, istorici, etc. Deci dar nu din lumea teatrului. Teatrului, vreau să spun, tineri. Colegii tineri, sau... Sigur. Au venit colegi de la noi. Sau foști studenți? Chiar un fost student a scris în carte Vlad Rădescu, dar au, într-adevăr, din lumea teatrului, tineri, nu au venit prea mulți. Păcat, mare păcat. Dar, și asta s-a reflectat și mai târziu, când am încercat să corespondez cu un ATC-ul, în sensul acordării unei distinții onorifice acestui mare actor, la fel cum au primit Dinică, Rebenciuc, Moraru, Marin și atâția alții. Olga Tudorache, Olga Tudorache, colega de clasă a lui Constantin Codrescu. Vreau să vă spun că am scris și rectorului și decanului, dar acele scrisori au venit înapoi nedesfăcute. Vai de mine. Asta este lumea teatrului la momentul acesta, era și este, și dacă l-ați observat și în mediul lor universitar, anonimi, oameni pe care nu-i vezi în teatru, nu i-ai văzut remarcându-se măcar în filme. În schimb, au un cuvânt de spus în situații din astea. Exact. Da. Eu cred că, cum să spun,
puținul pe care l-am făcut încercând să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru această cultură, vorbim de Ziua Culturii, s-a reflectat tocmai în acest număr de revistă pe care l-am intitulat, sau interviul care e axa numărului pe care l-am intitulat, Făreme din letopisețul lui Constantin cel Mare. Pentru ce mine, frumos, da, da. Și cred că pentru atâția alții, el a fost un Constantin cel Mare al exact, teatrului și filmului românesc. Al teatrului. Vocea lui ne învăluiește și acum când se dă la radio. Odată eu și cu Ionu am stat până la două noaptea. Da, se dau da, pentru se că dau. Piesele de teatru, adică spectacolele de teatru radiofonic pe care le-am urmărit da. Noi în copilărie da. Și în tinerețe, se reiau, dar se reiau la niște ore, frate, da. Dar noi stăm, noi stăm și le ascultăm pentru că vocile acestor actori care și-au dăruit din sufletul lor la acele spectacole. Vreau să spun că înregistrările mai noi, de după 90, nu te cuceresc la fel. Și nu numai din vina actorilor, ci și din vina regizorilor, pentru că regizorii de acum au impresia că vin cu ceva nou, că îi pun pe actor să țipe, să facă zgomot, să facă... Iar la teatru nu mai vorbim cât zgomot și câte lumini aiurea și câte dezbrăcări și câte acuplări sunt. Nu s-or fi săturat de ele? Era un regret al lui, dar aici undeva l-am întrebat... Am întrebat pe ce undeva, părere da, are despre spun, tinerii actori care nu vor să fie nebuni, spun, puteți spune la momentul acesta din viață că Dumnezeu lucrează mai ales prin cei aleși? Și spune, absolut, nu există nimic, absolut nimic fără Dumnezeu. De unde apar culorile, minunile, furia care ne este dată? De unde apare sufletul nostru, mintea noastră? Dăm explicații științifice pentru nebunia asta care este teatrul. Și o spun tinerii actori care nu vor să fie nebuni deloc, dar reușesc adesea să fie ridicol, nu știu nici de dumneavoastră, nici de Ovidiu Iuliu, nici de Cozori, și dar aminte de cei mai vechi. Da. Și spune, dar de unde să știe de noi și de mine? De altfel, nici eu nu știu de ei. Cam asta, e o mare amărăciune în ce spune și asta se continuă foarte mult cu faptul că, așa cum începusem să spun, nu a reușit să facă această încoronare a carierei lui, care ar fi fost regele Emilie și pe care, din păcate, l-a făcut doar la teatru. Oricine este interesat și este pregătit să facă acest exercițiu intelectual o oră și trei ore și jumătate pe ține, sau să-l ia pe părți, pentru că a fost difuzat în părți, e pe internet, trebuie să se pregătească foarte bine, pentru că modul în care Constantin Codrescu joacă în acel spectacol este uluitor. Este uluitor, numai scena nebuniei mi-o imaginez acum a lui Lear, la care asistă toți ceilalți, cu totul neputincioși, și este o capodoperă. Modul în care își trăiește textul la acest mare actor, care mi-a mărturisit, întotdeauna a venit cu textul învățat, nu a folosit foaie. Suflări și foaie și nu știu ce, da. Am observat și eu la 90 ceva de ani, recita diversi poeți. Doamne, așa ceva! Deci o memorie formidabilă dacă la 90... Vă dați seama, o școală care el a trecut prin mai multe epoci, da. Indubitabil, și despre copilăria lui am vorbit în numărul al treilea din revistă, cel precedent acestuia. El a intrat, cum să spun, modul în care istoria te trage în ea este fantastic, pentru că dacă nu ar fi fost bombardat Teatrul Național în august 44, Teatrul Național nu s-ar fi mutat în diverse săli, sigur, printre care și sala de festivități a Liceului Sfântul Sava, unde era el. Și unde a fost absolut fermecat de ceea ce vede, modul în care cerea până la toaletă sau și mai venea peste două ore pentru că asista la repetiții. Se ducea la repetiții. Și așa
așa, am și în numărul următor acestuia am și semnalat, el debutase în 49, în stagiunea 48-49, la 17 ani, cu rol principal. El, practic, a crescut în teatru. A crescut în teatru și acum, trecând pe bulevard, am trecut pe lângă blocul unde a stat Emil Bota, care nouă ni se pare, mă rog, și pentru faptul că a murit acum mult timp, tot așa a intrat în legendă, dar când îmi povestea de Bota, de nunta din Perugia, când avea o mare, vedeți, e o calitate a oamenilor mari și nu e întâmplătoare, să-i pomenească pe cei și dinainte. Și pe ceilalți, întotdeauna, exact, nu era întâlnire să nu pomenească pe Bota. Pentru că ei nu sunt suficienți. Exact. Și cei mărunți sunt suficienți. Exact. Și ei au conștiința faptului că sunt o za, sunt o într-un piesă tot. Într-un tot. Sigur. Și de continuitate. Sigur. Bota, Sora Nazzopa, Marieta Sadova, povestea despre ei cu o plăcere extraordinară. Și admirație. Și admirație extraordinară. Sigur. Și nume care vă dau fără cuvânt, asta nu se poate. Vă se dau poate. Cuvântul că, mă rog, sigur, ca pasionat, nefiind un teatrolog, să spun, dar multe povești în anii 48, 50, 52, multe nume nu le știam nici eu. Alexandrescu Vrancea. Da. Și așa mai departe. Și a trebuit să le caut, să mă documentez, să văd ce au făcut. Da. Da. Și să încadrez în economia interviului, pentru că adesea știm, mă rog, interviurile sunt parțiale, uneori frânturi și trebuie și îl întrebam pe maestră, dar când ați jucat cu... A, păi în 52 nu ți-a spus că... Da, nu mi-ați spus, dar a trebuit să vă întreb. Și multe personalități pe care noi nu le mai știm, pomenim. Dar pe care el le pomenea întotdeauna, pomenea și pe Aura Buzescu, profesoara lui, da. Și își pomenea colegii cu mare evlavie și uneori încercând cu cei mai, să spunem, strălucitori dintre ei sau despre care lumea o pare foarte bună, să mai adauge și un bemol cu privire la anumite tare pe care le cunoștea. Dar atenție, asumându-și și tarele lui. De multe ori spune, n-am fost curajos, sau n-am fost o fire bătăioasă, sau n-am stat aici să rezist, sau m-am mutat din oraș în oraș, încercând să-mi fac utopia mea acolo. Privitoare la teatru. Da, la Târgu Mureș, la Brăila, unde a făcut teatrul, l-a făcut. De la început. La clădirea restauratorului. Și clădirea, da, de la zero. La Sfântul Gheorghe, la... încerca să-și construiască acel refugiu nu împotriva regimului, împotriva omului ca atare, pentru că din păcate știa foarte bine că oamenii, în general, să nu spun cei mai mulți, au această pornire spre răutate care îi făcea lui rău. Rău. Și de asta el nu stătea să se lupte, pleca încercând. Când ceilalți îl sufocau, pleca. Încerca să-și facă acea cetate a soarelui în altă parte. În altă parte. Dar mă rog, a fost întotdeauna... Și până la urmă și-a făcut-o în grădina lui. În grădina lui superbă, unde a fost îngrijit de soția lui până la capăt și care i-a dat, sunt convins, mulți ani. În plus. De tihnă. Pomenește-o, te rog. E o doamnă extraordinară, doamna Vali, de la Brăila, a cincea soție și singura care a supraviețuit dintre cele patru precedente, față de cele patru precedente, care au fost Valeria Gagealov, Marga Barbu, deci nu-ci tar să spun așa. Întotdeauna se îngrija de el, întotdeauna îl vrei ceva, ai nevoie de ceva. Față de noi care veneam... Era dedicat. Față de noi... Total. Și față de noi, ceilalți chiar la masă, știți că domnul Codrescu, știți că maestrul față de noi domnea și îl maestrea. Hai să-l maestriam și noi. Despre Constantin Codrescu putem să vorbim ore în șir, dragilor. Din păcate, emisiunea s-a terminat. Dacă am avea puțin timp, aș vrea să spun ultimului cuvânt pe care l-a avut în revistă. Și cu asta aș încheia, pentru că este totuși important. Da. Și eu îl întreb, ce am avea noi de făcut ca să fie mai bine? Uh-huh. Și el spune, să spuneți ce gândiți, copii, pentru că am impresia că voi puteți gândi foarte frumos, să nu vă fie frică.
De ce să vă fie frică? Măcar un avantaj aveți față de noi. Nouă ne era frică. Mi-a fost frică de atâtea ori, de ce să mint că nu mi-a fost? Te luau băieții de stătea inima în loc, te lucrau de nu te vedeai. Acum a început altfel de teroare în toată lumea, o teroare a sufletelor, o preschimbare a lor. La noi nu a ajuns încă, nădăjduiesc, pentru că suntem prea mici și ne omorâm deja între noi. Nu merită să stăm să ne necăjim, deși în lume este ceva de neimaginat. Voi aveți dreptul să ieșiți și să strigați dacă sunteți nemulțumiți de ceva, dacă oare cine vă batjocorește credința și neamul. Aveți chiar datoria, nu numai dreptul. Dacă așteptați până o să dispară răul, aflați că nu o să dispară. Niciodată. Schimbați voi optica pentru că trăim într-o cloacă de nedescris. Dacă nu aveți iubire și credință, nu se poate. Mediocritatea este cel mai mare pericol al lumii. Toate cele bune!